Dar înainte de a ieși și când ne cheamă cu frică Dumnezeu, credință și cu dragoste, apropiați-vă, spune când preface, înainte de prefacerea jertfii euharisticii, întinde mâna spre Sfântul Potriș, spune, bezi dintr-o acesta toți, nu spune, bea dintr-o acesta preotele, tu care slujești, toți. Deci cu toții suntem chemați la cina, cea de taină, care se actualizează în mod real la orice sfântă liturghie. Vedeți, nu spune, Hristos nu a spus la cea de taină, aceasta simbolizează, aceasta este, cum au cere tăceții, n-au cina. Acolo e un simulacru de cină, e o parodie, nu e cina. De aceea nu trebuie să ne fie jenă când noi ortodoxi, ostași, suntem numiți pocăiți. Bine, ne smerim și nu spunem, bun ar fi să fim pocăiți, dar mergem pe Domnul pocăinței. Și Domnul pocăiți de când mă nasc până mor, ceilalți sunt rătăciți. Deci nu trebuie să le dăm apă la moară, ei sunt rătăciți. Că vin și spun și eu, unul care m-am confruntat și cu sectanții și înainte că nu eram preot, dar și aproape 20 ani de când sunt preot, chiar cu pastor de-a lor, și că eu de când sunt adventist sau baptist nu mai beau și nu mai fumez. Păi da, ai scăpat de un drac și te-a luat altul mai puternic. Tu deja, zici că ai pace, ai pace că deja te ești rătăcit și te-ai câștigat de acum, ai pace. Dar nu-i pacea Duhului Sfânt aceea care o ai. Să fim bineînțeleși. Și vă spun, nu vreau să, ar fi multe de vorbit la acest capitol, nu vreau să fac acum să critic pe ceia. E problema lor, așa cum, dar din nefericire sunt dintre ai noștri care au ajuns și s-au rătăcit și unii au reușit să revină, alții n-au mai reușit. Poate că și noi avem o vină, că ne-am implicat prea mult să-i salvăm pe frații, sunorii noastre care au ieșit din corabii. Corabii despre care a amintit fratele antivorbitor de la Noe, e biserica. Deci, cei afară de corabii s-au pierdut, nu? Cum spune Sfântul Ciprian al Cartaginei, fără biserică nu-i mântuire. A ieșit din biserică, eu sunt vița, vă sunteți nădiți, spune Hristos, nu? S-a rupt, te-ai rupt de lădiță, vița se usucă. Ai terminat. Revin la sfințenii. Și în familie poate să ducă viața de sfințenii.